prezentată de către primarul orașului Comănești. Este întrunită majoritatea. Ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia. Bună ziua, vă spun și mulțumesc pentru că ați răspuns la invitația noastră. Ordinea de zi de astăzi, avem 6 proiecte, practic, dar o să le citez acum. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general actualizat, faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare, strada Republicii, bloc 7, bloc 9, Asociația de Proprietari George Bacovia, numărul 8, strada Republicii, bloc 8, bloc 10, bloc 12, bloc 14, 10, bloc 16 și strada Nicolae Ghica, bloc 2, bloc 4, cod C5, A31-1. Valoarea totală a proiectului este de 35.114.113 lei. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general actualizat, faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Dimitrie Ghica, numărul 3, strada Ștefan cel Mare, cu blocurile E1, E13, E14, F8, F9, scara A plus B, strada Parcului, cu blocurile E2, E3 și mai este un E aici, dacă nu E5, E6. E5 și E6? Da, și E6, da. Valoarea totală a proiectului, 18.436.310 lei. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, devizului general actualizat, faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiții, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare, numărul 7, strada Ștefan cel Mare, blocul G1, G4, scara, dacă nu se vede aici, Ștefan cel Mare, mă duc la G5, G6, scara plus B, G3, scara plus B, strada Republicii, bloc 3, scara plus B, 5, scara plus B, strada Pieții. Nu apare. Blocul G2. Vă rog să mă când vă dați să completă, că nu știu ce. Bloc G2 acolo. Deci, vedeți, știți dumneavoastră acolo și vedeți dacă pot să intuiesc ce scrie. La care suntem la 3? Pe bloc G2, la strada Pieții, bloc da, G2. Da. Scările a plus. La ce punct? Numărul 3? Pe numărul 3. Asocia Ștefan cel Mare, așa, G1, G4, G3, H3, scara A plus B, strada Republicii, bloc 3, scara A plus B, 5, scara A plus B, de aici 5 este, e un H5, e un G5, e un număr. E bloc 5. Bloc 5? Da. Păi atunci scriu bloc 5. Bloc 5. Scara A plus B, strada Pieții, bloc G2, vezi, la scara Pieții, bloc G2, a scris bloc G2, scara A plus B, cod C5, A3.1, 107. Dar acum, trebuie să-mi dați înapoi aia, că am valoarea ta. Am valoarea totală. Valoarea totală a proiectului 21.125.786 de lei. Dar ce nu v-am spus, ce e mai important, la fiecare, la primul proiect, valoarea totală de 35 de milioane, din care, de la bugetul local, 1.089.000, deci înseamnă peste 10 miliarde de la bugetul local, la proiectul numărul 2, valoarea totală 18 milioane,
din care la bugetul local 10.710, 107 milioane. Da. Și al treilea proiect, din bani totale 15 milioane, de la buget local 7.140, 71 de milioane de lei vechi. Și proiectul al patrulea, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a devizului general actualizat, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiție eficientizare energetică a blocurilor de locuințe de Naș Comănești, Asociația de Proprietari George Bacovian, mă rog, strada Gheorghe Doja, blocul 1, scara A plus B, strada Pieții, blocul 1. Aici, blocul 1, la Gheorghe Doja, nu mai există în, în proiect, practic. Da, va trebui păstrat. Pieții, blocul 1, 2, 3, scara A plus B. 4, 5, 6, 8. Blocul, cred că aici, trebuie să fie scris blocul în continuare. Bloc 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 8, 14, strada Republicii, bloc 6, cod C5A3.1.6. Valoarea totală a proiectului, 21.125.786, de la bugetul local, 138.107.380. Și mai avem punctul 5, deci am avut aceste 4 proiecte cu aprobarea indicatorilor actualizați ai blocurilor de locuință privind eficientizarea energetică. Și mai avem încă 2 puncte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL 932 din 2008-2023 privind aprobarea desmembrării unui teren din domeniul privat al Școmării, strada Moldovei, numărul 118A. E vorba de terenul de la stația de epurare, unde vor fi amplasate, unde vor fi construite proiectul privind KVC, nu? Centrul de aport voluntar. Cristina, nu asta e vorba? Da, platforma betonată pentru adunarea deșeurilor cu aport voluntar. Oamenii vor veni din localitate și vor aduce singuri, fără să mai aștepte să fie preluat. Este vorba de centrul de aport voluntar, care a fost aprobat prin fonduri europene, nu mai știu sumă totală, și care trebuie să bată la fel ca și aici, la blocuri, dacă suprafața este cu un metru mai mult sau mai mic, trebuie să face rectificare. Tot așa și acolo, nu bătea suprafața cu 14 metri pătrați. Trebuie să face rectificare, să dea la, la milimetru și acolo. Și ultimul punct, proiect de hotărâre privind completarea HCL 123 din 18-7, privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor cadru pentru achiziția produselor de servicii aferente programului pentru școli al României. E vorba de programul Porno și Lată. Și noi am dat un HCL prin care am spus că nu suntem interesați să participăm la licitație, să organizăm noi licitațiile privind achiziția acestor produse, dar trebuie să completăm acum, prin care trebuie să spunem că nu ne asumăm responsabilitatea organizării și derulării procedurilor de atribuire. În sensul că ca ei să poată să procedeze Consiliul Județean la nivelul întregului județ, să facă o licitație ca să poată să obțină un preț mai bun. Dacă ar fi pe fiecare organizație în parte, probabil că prețul ar diferi, nu știu. Cam atât, domnul președinte. Vă mulțumesc că bine ați venit la ședința noastră de astăzi. Supun la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru? Abțineri? Împotriva? Bun. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat, faza proiect tehnic pentru obiectivul de investiție, eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de Proprietari Ștefan cel Mare, strada Republicii, bloc 7, bloc 9, Asociația de Proprietari George Bacovia, numărul 8, strada Republicii, bloc 8, bloc 10, bloc 12, bloc 14, bloc 16, strada Nicolae Ghica, bloc 2, bloc 4, cod C5A31 cu 1. Proiectul a fost la comisie, dacă mai sunt intervenții.
Abțineri? Dacă nu, supun la vot cine este pentru. Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții, eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de proprietari Dimitrie Ghica numărul 3, Ștefan cel Mare cu blocurile E1, E12, E13, E14, E8, E9, scările A plus B, strada Alia Parcului cu blocurile E2, E3, E5, E6, cod C5, A3 cu 1,57. La fel, proiectul a fost la comisie, dacă mai sunt intervenții? Nu? Supun la vot cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Trecem la punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții, eficientizare energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comunești, Asociația de proprietari Ștefan cel Mare, numărul 7, strada Ștefan cel Mare, blocul G1, G4, scara A plus B, blocul G5, G6, scările A plus B, blocul H3, scările A plus B, strada Republicii, blocul 3, scările A plus B, blocul 5, scările A plus B, strada Pieții, bloc G2, scările A plus B, cod C5, A3, 1, 107. Proiectul a fost la comisie, dacă sunt întrebări. Dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat, faza proiect tehnic, pentru obiectivul de investiții, eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe din orașul Comănești, Asociația de proprietari George Bacovia, numărul 8, strada Gheorghe Doja, bloc 1, scările A plus B, strada Pieții, blocul 1, 2, 3, scările A plus B, aici e 4, da, 4, blocurile 4, 5, 6, 8, 14, strada Republicii, bloc 6, cod C5, A3, 1, 6. Proiectul a fost la comisie, dacă mai sunt intervenții, dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL numărul 132 din 208 pe 2023 privind aprobarea dezmembrării unui teren din domeniul privat al orașului Comănești, strada Moldovei, numărul 118A, județul Bacău. Domnul primar ne-a prezentat acest proiect, despre ce este vorba, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu, supun la vot cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Și ultimul punct. Proiect de hotărâre privind completarea HCL numărul 132 din 18.07.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor cadru pentru achiziția produselor și serviciilor aferente programului pentru școli al României. La fel, proiectul a fost la comisie, dacă nu avem intervenție. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Cu asta ședința de asta se încheie. Vă mulțumim, vă mulțumim. Dacă vreți să mulțumim pentru participare și ne vedem la ședința ordinară. Sperăm că dacă mai apare o ședință extraordinară, să informăm. Toate datele de astăzi, care le-ați aprobat, trebuie să le raportăm astăzi. Deci, apar de la o zi la alta. Și trebuie să ne conformăm că altfel pierdem proiectul.